Hristos a înviat. Domnul nostru este viu. Amin. Și știți ce spune mai departe? Unde este El? La dreapta lui Dumnezeu, mijlocim pentru noi. Slăvit să-i fie numele în veci de veci. Prea iubită adunare, vă binecuvânt în numele Domnului. Și mulțumim lui Dumnezeu că ci ne-a dat posibilitatea să fim din nou împreună, în vreme de pace și liniște și de voie bună. Am venit pentru că am ales să venim și mulțumim bunului Dumnezeu că ne-a dat gândul acesta de a fi împreună. Aș avea o întrebare pertinentă pentru toți cei prezenți aici. Credeți în înviere? Am spus că e pertinentă pentru că, în vremea când s-a scris în Corinteni, au ajuns dintre frați să nu mai creadă în înviere. De aceea și textul a fost scris pentru cei care nu mai credeau în înviere. Dar slăviți să fie Domnul, eu zic prin credință, că în mijlocul nostru nu este niciunul care să nu creadă în înviere. Dacă este, e încă timp ca lucrul acesta să poată fi rezolvat. Zic căci Dumnezeu are milă și ne-a mai dat încă ocazia să putem clarifica unele lucruri care ne sunt în dubii. Dacă cu toții credem căci Iisus Hristos e viu, aș avea o a doua întrebare. L-ați văzut careva? Pentru că textul ne arată că el s-a arătat de mai multe ori, de multiple numere. Dar dintre noi l-a văzut cineva pe Hristos? Aș spune o variantă de răspuns. Cu ochi firești, poate nu. Nu suntem mulți care să avem harul pe pământul acesta în care... Domnul nostru Isus Hristos să se coboare la nivel personal printr-o vedenie, vis de noapte sau așa cum s-a arătat Apostolului Pavel în mijlocul zilei și să coboare și să vorbească într-un mod direct. De aceea ochii noștri fizici ar putea să spună că nu l-am văzut pe Hristos. Duminica aceasta pentru cei din România e Duminica Tomei, pentru noi. E a doua duminică de după înviere. Cu bucurie pot să spun că între noi se află doar oameni care prin credință am ales să credem că Iisus Hristos e viu. Nu pentru că ce l-am văzut. Tomei se adresa ferice de tine, dar mai ferice de cei care au crezut fără să mă vadă. Din numărul lor suntem și noi. Și Dumnezeu ne-a făcut fericiți să putem crede în ceva care nu am văzut. Pentru că vă spun sincer că aici citind în această sfântă carte, citesc și nu înțeleg toate lucrurile. Sunt foarte multe lucruri încă pentru mintea mea nu fac sens și nu le înțeleg, dar prin credință accept, înțeleg și merg mai departe pentru că am ales să cred că Cel care ne spune, Cel care ne învață este Dumnezeu Însuși, Creatorul. L-am probat prin mai multe încercări și a, în toate Dumnezeu a ieșit biruitor și de cuvânt. Și Dumnezeu ne-a dat dreptul să-L punem la încercare. Și dacă nu credeți, puneți-l la încercare. Și Dumnezeu nu se supără. Nu se supără. Pentru că El vrea să aibă o relație cu noi și o relație de încredere. Și noi să ne relaționăm cu El prin credință. Textul din seara aceasta frumos ne spune. Și ne arată de existența a două lumii a două popoare, a două feluri de existență. Dar e interesant că ele coexistă în același timp, în aceeași vreme. Primul Adam a dat naștere unei lumi căzute în păcat. Unei lumi care răspundește moarte. Cel de-al doilea Adam, Vine să aducă o nouă lume, o nouă împărăție, un nou concept, un nou mod de a fi, diferit de celălalt, dar în același timp preexistent. Învierea ce înseamnă pentru noi? În versetul 1 și 2 din Textul citit. Vă fac cunoscut fraților Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa, după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. De ce credem noi Evanghelia? De ce credem că Hristos a înviat? În primul rând pentru că îi știm sursa, știm de unde vine. Dacă eu v-aș spune vă o promisiune și să iau un exemplu, toți cei prezenți aici, din partea mea, ar primi la plecare câte 100 de dolari. Ați putea să credeți în lucrul acesta? Credeți că sunt Capabil și în putere să vă dau 100 de dolari la fiecare? Eu nu vă fac promisiunea. Nu, nu, nu vă fac promisiunea. Dar credeți că sunt capabil? Deci dacă aș face promisiunea aceasta, ați vedea că aș putea o să o împlinesc. Dar dacă v-aș promite la fiecare prezent de aici câte 100 de mii de dolari pentru prezența voastră, m crede? Ar fi greu de crezut pentru că nu mi-acoperă pătura și ar trebui să vă dau de unde nu am. Dar când Dumnezeu însuși spune un lucru, când Dumnezeu se angajează asupra unui lucru, El are putere ca ce, împline, ce promite să ducă la bun sfârșit și să-L împlinească. De aceea noi credem fiecare cuvânt pe care El îl spune. Pentru că El s-a dovedit adevăr în toate. Și textul ne învață că ceea ce ne stă la baza noastră a vieții de creștini este adevărul. De aceea avem cunoștință de unde este sursa cuvântului, care este Dumnezeu. De aceea putem să credem, putem să credem în Evanghelia. Am uh, sesizat un cuvânt pe care nu-l sesizasem înainte, în aceste două versete. Și vreau să vă atrag și vă atenția. În versetul 2. Prin care sunteți mântuiți asupra Evangheliei, dacă, care este condiția? Dacă o țineți. Nu m-am oprit asupra cuvântului acestea să o țin. Am mers totdeauna asupra Evangheliei de care s-a vorbit. Evanghelia care aduce credință, că dacă nu degeaba ați crezut, Evanghelia trebuie să nască credință, credința vine în urma auzirii și lucrurile se legau. Dar nu m-am oprit acolo unde spune că trebuie să o ținem. Înseamnă că este vorba despre o Evanghelie care trebuie să o crezi și trebuie să o ții. În seara aceasta vreau să vorbesc doar câteva cuvinte despre a ține această Evanghelie. Nu avem parte de acestea arătării. A Domnului nostru Isus Hristos, precum s-a arătat apostolilor, ucenicilor, celor 500, dar avem parte de Cuvântul Lui, care naște în inimile noastre credință. Iar această Evanghelie, care aduce credință în inimile noastre, în seara aceasta vreau să vorbesc despre modul cum să o ținem sau ce vrea să ne transmită Dumnezeu prin acest cuvânt, a ține Evanghelia. În 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18, spune în felul următor. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Țineți minte acest verset, dacă se poate, memorați-l. Este o mică esență a Evangheliei pe care noi trebuie să o ținem. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă. Când am citit aceste versete, am văzut acea memorie când. Soția mea stătea în fața copiilor, beibeleaș fiind, și privea cu dragoste către ei și prin fiecare gest își manifesta iubirea care o purta pentru copil. Mângâia, vorbea și fiecare gest, fiecare răsuflare, fiecare fir de păr, fiecare colțișor era privit cu atenție și plin de dragoste, plin de dragoste, se manifesta față de copil. Și eu stăteam și priveam ca într-o oglindă. Prin cruce, prin jertfa lui Hristos, cele două lumi născută din Adam și cealaltă născută din Hristos, prin cruce, se poate trece. O altă comunicare nu este, o altă trecere nu este. De aceea jertfa lui Hristos își are importanța. Dar odată ce ai trecut dintr-o lume în alta, Evanghelia nu s-a terminat. Evanghelia trebuie ținută mai departe. Iar acea ținere nu înseamnă decât gândiți-vă la acest verset. Te așezi trecând în lumea cealaltă, te șezi și privești ca într-o oglindă. Eu de fiecare dată când mă uit într-o oglindă, mă văd pe mine. Dar ce vrea să spun apostolul Pavel când a scris privim ca într-o oglindă. Și vedem pe ce? Noi care am trecut deja prin cruce și suntem parte din cealaltă lume. Stăm și privim. Privim la Mântuitorul nostru Gândiți-vă la gestul pe care l-a făcut el. A murit și a înviat. La înviere și-a putut alege orice ce trup ar fi putut, pentru că cera Dumnezeu. Dar pentru veșnicie, de la naștere, și-a ales să aibă un trup. E total diferit decât cel înainte, dar păstrează semnul cuilor. Păstrează semnul cuilor. Tom a spus, până nu văd și nu pun degetul ar fi putut Hristos să se nască cu orice ce trup ar fi dorit, ar fi putut să învieze în orice ce trup și totuși a ales să păstreze semnul cuielor. De ce? Ca noi trecând pe partea cealaltă, să stăm să privim ca într-o oglindă pe cel ce ne-a iubit și ne-a dovedit că ne iubește. Și privind la El în fiecare zi, să ne îndrăgostim de El. Nu știu cum faceți voi, dar știți cum mă îndrăgostesc eu de soția mea în fiecare zi? Privind la ea. De fiecare dată, dând timp și o, o privesc, stau și eu mă uit, indiferent ce lucru face, privirea mea e umblă după ea. Și cu cât stau mai mult, cu atât am e drag mai tare de ea. Dacă noi ca și creștini am stat și am privit la Dumnezeu, ne-am îndrăgostit de El. Și știți ce s-ar întâmpla privind? Privind în fiecare zi la El, am începe să devenim precum El. Descoperă pe Dumnezeu, îndrăgostește-te de Dumnezeu, și luptă să fii ca Dumnezeu. Cea mai mare poruncă care ne-a fost dată nouă, care este? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot, cu tot, cu tot, cu tot. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu totul. Îl iubim pe Dumnezeu cu totul. Ne-am dat silința să-l cunoaștem. Ne-am dat silința să ne îndrăgostim de Dumnezeu? Să privim la El în fiecare zi. Să alegem să privim la El. Esența Evangheliei. Haideți să vedem Efeseni capitolul 4. Efeseni capitolul 4 de la 17 vorbind și de cele două lumi care merg și coexistă. Iată, dar, ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc plăgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire sau de dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcumie orice fel de necurăție. Asta este lumea din care am venit. Dar noi, spune versetul următor, dar noi n-am învățat așa pe Hristos. Nu, dar cum l-am învățat pe Hristos dacă nu l-am învățat așa? Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Isus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Deci o primă etapă este să te dezbraci de omul cel vechi, de Adamul cel vechi și să vă noiți în Duhul Minții voastre. Este cea de-a doua etapă pe care noi trebuie să o facem, după ce ne-am lepădat haina veche, ne noim și trei, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințire pe care o dă cine. Adevărul. Deci ne dezbrăcăm, ne schimbăm mintea și ne îmbrăcăm cu o haină nouă. Este ceea ce noi, ca și creștini, am primit prin Evanghelie și ne luptăm zi de zi să o ținem, să o ținem până la capăt. Cum? Dezbrăcându-ne, schimbând mintea și îmbrăcându-ne. Și îmbrăcându-ne vom reuși astfel să ne îndrăgostim de Dumnezeu. De ce? Pentru că adevărul, adevărul, este la baza Evangheliei pe care noi ne luptăm, ne luptăm în fiecare zi, în fiecare zi ne luptăm. Și care este lupta noastră? Lupta noastră este cu păcatul. Nu dăm vina pe cel rău, pentru că cel rău și are și el influența lui. Dar păcatul e în Adam. Ne-am născut și zilnic avem de luptat cu el. Aș încheia dându-vă un exemplu din lumea reală, din vremea în care trăim și am prins-o majoritatea. În anul 1991 se spune că un trib din Noua Guinee a primit traducerea în limba lor. Fiind vorba de traducere și adaptare, cel care a participat la traducere a trebuit să cunoască cultura, să trăiască printre ei ani de zile și atunci când a scris în limba lor, a trebuit să o scrie în așa manieră ca ea să fie corect înțeleasă. De exemplu, pasajul care spune dacă voi care sunteți răi știți să dați darul bune copiilor voastre sau dacă va cere copilul un pește, să nu-i dați un șarpe. În cultura lor se spune că atât peștele cât și șarpele este delicatese. Deci, în cultura lor ei n-ar fi înțeles nimic dacă ar fi lăsat traducere exact cu ca, cuvânt cu cuvânt. Și atunci au trebuie să facă o modificare, să adapteze și să spună șarpele care mușcă și ucide. Și atunci au înțeles ah. Pentru că, da, într-adevăr erau șerpi ucigători și atunci au înțeles, au înțeles. Dar n-au -au avut cuvinte care să descrie răstignirea și învierea. Și atunci a apărut dificultatea cum să vorbească și cum să traducă cuvintele. În urma, totuși, adaptării, când au citit pasajul vorbind despre răstignire și înviere... Faiscat între cei ce citeau acolo o discuție aprinsă în care traducătorul nu pricepea mai nimic. A cerut detalii și i-s-a explicat în felul următor: În cultura noastră este o legendă, o legendă care vorbește despre doi șerpi. Un șarpe era bun și un șarpe era rău. Șarpele bun spunea viață, viață. Șarpele rău spunea moarte, moarte. Dar, legenda spune că șarpele cel bun l-a lovit peste gură pe cel care spunea moarte, pentru ca moartea să nu-și mai capete teritoriu. Și astfel, i-a dezmembrat falca ca șarpele cel rău să nu mai poată rosti falca. Dar zice, momentul în care au citit pentru ei a însemnat că ceea ce au învățat de la bunici, legenda speranței, că numai în legendă este o speranță de viață, iar ei vedeau cu ochii cum le mor cei dragi și că șarpele cel rău striga moarte, moarte și oamenii mor și nu mai este speranță de viață. Abia când au citit au înțeles, aceasta este speranță de viață. Abia atunci au înțeles ce înseamnă să speri că mai există viață după moarte și mai există înviere. Pentru noi poate ne-am obișnuit că ne-am născut sau în poporul nostru român se vorbește de învierea Domnului Isus Hristos. Dar acest exemplu m-a făcut să înțeleg ce înseamnă pentru cel care nu cunoaște. Și poate să-mi reamintesc. Că această Evanghelie care Dumnezeu ne-a dat-o, să o credem și să o ducem până la capăt, este o Evanghelie a speranței și este valabilă și pentru noi în zilele noastre. Domnul să ne ajute să o ducem până la capăt și împreună cu toți să-L glorificăm pe Dumnezeu până la venirea Lui și dincolo. Amin.